Trotinetele electrice ar putea fi interzise în capitală. Primăria București vrea ca bucureștenii să voteze la referendum dacă mai acceptă sau nu acest mijloc de transport. Anul trecut, 13 oameni au murit și 200 au fost grav răniți în accidente în care au fost implicate trotinetele electrice. De altfel, numărul total al acestor accidente a ajuns la aproape 200, de 4 ori mai multe față de 2018. Corespondentul nostru, Radu Tiliță, are toate datele. Radu, te ascultăm. Bun găsit tuturor, chiar dacă nu au făcut nimic din punct de vedere al infrastructurii dedicate pentru bicicliști și pentru cei care folosesc trotinetele electrice, Primăria Capitalei se gândește serios să facă un referendum pentru a interzice aceste trotinete. Le știm cu toții, le știm foarte bine, le găsim la fiecare colț de stradă la un preț acceptabil și le folosim mai ales atunci când ne grăbim să ajungem în niște locații apropiate sau pur și simplu pentru a ne destinde la o plimbare în parc sau cine știe, sub orice altă formă. Ei bine, primăria spune că ar urma exemplul Parisului, care a avut un referendum anul acesta, iar parizienii au hotărât că nu își mai doresc aceste trotinete dintr-un singur motiv, foarte multe accidente. Și dacă e să ne uităm la țara noastră, la nivelul capitalei, în anul 2022 au existat din cauza accidentelor cu trotinetele electrice 13 persoane care și-au pierdut viața și alte 200 de persoane care au fost rănite grav. Și ne amintim foarte bine toamna anului trecut când apărea un regulament de folosire a acestor trotinete, un regulament care nu a mai putut fi aplicat sau nu s-a mai dorit să fie aplicat, un regulament inițiat tot de Primăria Generală a Municipiului București și asta pentru că, spune Stelian Bujduveanu, viceprimarul liberal al Capitalei, există o dezbatere acum între edilii Capitalei dacă să aplice un referendum prin care bucureștenii să stabilească dacă își mai doresc aceste trotinete sau dacă ne putem lipsi de ele. La nivelul țării, mai toate orașele mari dispun de această facilitate. Oamenii mai devreme îmi spuneau că ajută foarte mult la combaterea poluării și la mobilitatea în oraș, însă recunosc și ei faptul că nu există un regulament prin care să se asigure siguranța celor care le folosesc și de multe ori chiar și ei încalcă legea, îi vedem prin trafic, printre mașini sau alergând pe trotuare de multe ori cu o viteză neconformă.